Astra a pornit meciul de ieri, marcată de insuccesul pe care l-a avut în ultimele două etape acasă, un egal cu Ceahlăul în ultima etapă și înfrângere cu Petrolul acum trei etape. Meciul cu FC Brașov a fost special și pentru că antrenorul Astrei, Daniel Isăilă, a jucat la Brașov și apoi a fost antrenorul de la Brașov, deci a jucat efectiv împotriva echipei sale de suflet. Vremea nefavorabilă și-a pus și amprenta pe joc. Gazonul de la Giurgiu, despre care se spune că este cel mai bun din țară, a rezistat excelent, dar terenul a fost evident alunecos și a micșorat viteza jocului. În prima repriză, Astra a dominat și a creat câteva ocazii prin Budescu și Ben Iusuf, dar nu a reușit să marcheze. Brașovenii și-au creat și ei o primă ocazie în minutul 18 și ei au preluat în plasă la o greșeală a portarului Dani Coman, dar a fost offside. Giurgiuvenii au dominat apoi prima repriză, dar scorul a rămas 0-0 la pauză. Posibilitatea de contraatac cu William de Amorim, pasa din prima, anticipat, ajunge până la urmă, însă Bucari îi lasă apoi lui Budescu. Budescu! Șut peste poartă! Giurgiuvenii vin mai deciși după pauză și în minutul 50 Budescu lansează în adâncime pe Bucari, iar acesta înscrie cu un șut plasat de la 12 metri. În minutul 63 ratează și brașovenii, care și-au creat de mai multe ori mici ocazii, în special pe contraatac. Giurgiuvenii fac pressing, dar nu reușesc să înscrie până în minutul 85, când William ia pasa lui Ivanovski. Acesta a preluat și a înscris din cădere de la 12 metri pe suportarul Mutu. Asta rămâne în atac și în minutul 92 Cristescu l-a lansat în adâncime pe Azalde. Acesta l-a driblat pe Mutu și a înscris de la 11 metri în poarta goală. Astra face Brașov 3-0 și giurgiuvenii au depășit ghinionul de a pierde puncte acasă. Cred cu convingere că jocul cu Ceahlău a fost mult mai bun, ca și dinamică, ca și, eu știu, număr de ocazii. Astăzi n-am făcut o partidă chiar așa de strălucită și totuși am câștigat cu 3-0. Am venit cu gândul să încercăm să obținem punct sau puncte la Astra. Ne-a reușit acest lucru o repriză. Din păcate, în repriza a doua am greșit după 5 minute de joc. Am luat primul gol, apoi am avut șansele noastre de a reveni în joc, șanse pe care le-am irosit sau n-am mai avut norocul din jocul cu CFR Cluj, din jocul de cupă. Una peste alta, nu știu dacă scorul nu este un pic prea aspru. Jocul a fost în nota celui cu Ceahlău. Se pare că nu reușim încă să învățăm lecția, să desfacem apărările, echipele care vin, să pun pe două linii și nu reușim să desfacem foarte greu. Mai avem un joc la Chiajna și după aceea două săptămâni în care trebuie să retușăm această problemă. Avem și o scuză obiectivă, zic eu, faptul că noi am sărit perioada de pregătire astăvara, trebuie să jucăm din 4 iulie în Europa League, se cunoaște. La meciul de aseară a fost inaugurată tribuna oficială a stadionului, o tribună modernă cu 2500 de locuri pentru spectatori și încă aproximativ 150 de locuri pentru oficialități și presă.